comemorativă, stingându-se valori ale culturii românești. Am zis că anul acesta vreau să și încep anul altfel și mai ales sezonul și să rupem lanțul. În concluzie, m-am hotărât să invit un, își zice, personaj. Nu știu din ce domeniu, să zic om de afaceri, să zic politic, nu știu din ce domeniu este. Dar producătorul meu îmi spune în cască un superb. Bună seara, domnule Prigoană. Așa mi-a zis. Sărămâna și bine v-am găsit. Bine ați venit. Mă bucur mult că ați acceptat. Și telespectatorilor dumneavoastră. Am venit așa cu inima înduită că am vrut să nu mai vin pe la televiziuni. Pentru că domnul Ionița, seară pe un post de televiziune, a spus: domnule, nu mai scap de niște unii care apar pe la televizor, de exemplu de Prigoană. Deschizi televizorul, e Prigoană, dai pe un canal de Prigoană, deschizi frigiderul și în frigider e tot Prigoană. Haideți să vă spun ceva. Sâmbătă m-am văzut la Brancu, ieri m-am văzut la Mihaela Rădulescu. Și am zis: doamne, dacă mai vine și astăzi la mine, dar la, eu la am altceva de discutat la dumneavoastră, Am venit de la Horia Alexandrescu. Am fost la emisiunea Horia Alexandrescu să discutăm puțin de măsurile guvernamentale anticriză, care nu le discută nimeni. Am venit dumneavoastră să discutăm ce vreți dumneavoastră, de unde plec la Realitatea TV să discutăm un alt subiect. Acum nu că m-aș pricepe la toate. Lumea n-a sesizat că nu discut, de exemplu, de fotbal. Nu am fost la nicio emisiune și nu mă voi duce nicio emisiune care are treabă cu sportul, special cu fotbalul, pentru că nu mă pricep. La modă nu. Niciodată n-am muzică? Fost nu. Niciodată n-am fost la emisiune unde să-mi dau cu presupusă, nu mă pricep. Și m-am dus numai la emisiuni unde am fost invitat, niciodată n-am dat telefon să mă autoinvit pe undeva, am fost invitat, m-am prezentat și am discutat numai subiecte. De multe ori, când am fost întrebat de anumite subiecte și n-am știut, ne-am rezervat dreptul să nu răspund, nu la mod obrasic. Am spus, domnule, e un domeniu unde nu mă pricep, că nu mă pricep la toate. Dar unde mă pricep, mă pricep. Și v-a necăjit afirmația lui Ionită? Nu, dar are dreptate și Ionită. Prea se-o peste tot și în toate și în cele care mâine vor zâmbi la soare. Așa că e loc pentru toată lumea, dar s-a întâmplat un fenomen ciudat. În capitalismul sălbatic din România, după anii 95, s-au deschis o grămadă de televiziuni private. Fiecare televiziune lucrează într-o televiziune comercială, lucrează într-o piață liberă, unde are nevoie de rating să vândă publicitate. Și până la urmă, Dan Diaconescu s-o caută pe Elodea încă vreo 100 de ani, pentru că el face rating și își vinde publicitatea aia lui, pe targetul lui și pe populația lui. Și dumneavoastră la fel. Și așa mai departe. Poate domnul Ionită nu înțelege în ce lume trăiește și nu înțelege că ziarul la care lucrează dânsul s-ar putea în câteva luni, un an de zile, să nu mai iasă în formă tipărită, ci în formă electronică pe internet, pentru că sunt mari probleme pe partea de distribuție, salarii și recesiunea lovește tot. Ca o concluzie, sunteți un personaj, pentru că dumneavoastră v-ați spus personaj, da? Nu, dumneavoastră ați spus personalitate pe hol și am spus, doamne, nu sunt personalitate. Eu nu am adus nimic culturii și da, nu, eu v-am spus, pentru că eu știam că nu vă place să vi se spună personalitate. Nu, sunt personaj. Eu sunt, cum americanii au Mickey Mouse și Superman, eu sunt acest Plitchman al României. Lumea se simte bine să mă vadă, pentru că eu sunt foarte deschis, sunt ca o carte deschisă. Nu trebuie să mint, pentru că am învățat de mic că cea mai bună minciune e adevărul. Pentru că de câte ori repeți adevărul, n-ai cum să te încurci. Dar o minciună, repetând-o la nesfârșit, s-ar putea la un moment dat să o încurci. În concluzie, sunteți invitați pentru că faceți în audiență. În media, o minciună repetată, obsesiv, devine adevăr. Da. Și media are și calitatea de a lansa adevărul și a-l duce acel Știți adevăr. Știți care e paradoxul? Ce am sesizat? Cu cât avem o mai mare plajă de informație, cu atâta suntem mai dezinformați. Dumneavoastră spuneți că sunteți foarte deschis ca o carte, dar tocmai spuneam înainte că am sesizat ceva. Citind câteva lucruri despre dumneavoastră și afirmațiile pe care le faceți, toate sunt foarte de suprafață când este vorba. Deschis ca o carte. Carte până la viața personală. Pentru că spuneți anumite lucruri, dar vi se pare că n-am dreptate? Nu, dar nu înțeleg. Haideți că vă zic. Ia, vă rog. Eu cu soția mea, bine, da, ați numit-o, încă nu i-a spus soție, a spus Adriana Bacuțean, nu facem sex, facem dragoste. Și la urma urmei, asta este viața noastră particulară, intime, nu trebuie să dau socoteala nimănui. Corect. Astea-s cuvinte. Da? Deci v-ați oprit undeva acolo și nu trebuia să
faceți declarații, cum faceți dumneavoastră acasă, ce faceți? Dar fac dragoste și sex cum fac 6 miliarde de pe planetă. Deci problema sexuală nu are și altă componentă necunoscută. Sau? Există componente necunoscute, de exemplu, pentru cuplurile de gay, în care nu se mai potrivește sexul hetero cu gay, sau două lesbiene fac în altă modalitate dragoste și sex decât fac doi bărbați. E diferit. Da, pentru că eu sunt cu o femeie în pat. E normal că faceți așa cum ar trebui să faceți cu o femeie. A, bun. Și culmea, știți, nu știu ce avem acolo, dacă au pus producătoarea mea și dacă avem voie. Ape? Da, da, să avem. Știți ce înseamnă ape, nu? Nu, dacă îmi spuneți dumneavoastră. Acordul lui Prigoană. Avem acordul lui Prigoană, da? Sau nu avem acordul lui Prigoană? Dar nu discutăm nimic de după aceea v-am rugat frumos, știind că... Și eu cred că o mare vină și o are și Ministerul Educației și Învățământului și CNA-ul și televiziunea publică, pentru că educația sexuală la noi lasă de... Da, chiar discutam înainte de emisiune despre cele pe care le făceam în altă parte și că de ce nu le reluăm. Nu se poate dacă avem o clasă politică care s-ar interesa de povestea asta și un minister al învățământului și un minister al muncii și am avea banii direcționați în direcția în care trebuie să avem la 10 ani fetițe gravide. Lipsa de informație? Nu. Dorința de informare? Nu, cred că aici Ministerul Învățământului, Familiei și așa mai departe, cum s-o fi numit, direcționează cu totul și cu totul altă parte banii decât unde trebuie să-i direcționeze. Mi-aduc aminte ca o explicație, mi-aduc aminte că acum vreo 6-7 ani, când am început acest subiect, care era foarte delicat și din punctul meu de vedere, fără falsă modestie, mă consider o deschizătoare de drumuri pe acest domeniu, pentru că am primit tot felul de mustrări, că pentru că în loc să învăț pe tineri din Biblie și să chem preoți, eu îl chem pe Bebe Mihăescu să facă acel desfrâu pe la televizor, pentru că despre Bebe Mihăescu era vorba. Sper că nu sunt invenția unei probete și ei s-au născut urmare a unei partide sălbatice de sex, probabil. Așa că nu văd unde e falsa pudoare a bisericii. Noi avem o mare problemă cu natalitatea și ne-am trecut la planning-ul familial în care am spus familiilor că nu e bine să aibă mai mult de un copil. Doi maxim. Cu totul că ne trebuie cel puțin 2,1 copii pe femeie în România ca să fie bugetul de pensii sustenabil când vom ieși noi la pensie. Stimați-vă, spectatori, o mare problemă. Și pentru că nu există o educație